Deci astăzi facem aria conului. După cum vedeți, aici este, avem forma conului și aceasta este desfășurare. A cui telefon bărâi atâta? Meu. Cine v-am scrie? Trebuie. Iacu, am pus să nu ajungi. Deci, de fapt, ce avem aici? Avem un cerc care formează baza, nu? Aici putem să notăm cu R, este raza cercului, și avem generatoarea. Asta este generatoarea. Notați-vă în caiet. V-ați notat? Da. Da. Bine. Deci, aria conului este ca în toate obiectele până acum. Aria bazei, avem una. La cilindru ați avut două arii, două baze, nu? Plus aria laterală. Cât este aria bazei? R la pătrat pi. R la pătrat pi. Deci aceasta este aria bazei. La aria laterală, ce am de fapt aici? Am aria secțiunii de cerc, nu? Aici am un unghi care pot să-l notez alfa și generatoarea, de fapt, în cazul meu, este raza secțiunii de cerc. Deci, aria laterală este egal cu G la pătrat pi, asta este aria pentru cercul întreg, ori alfa supra 360 de grade. Deci cât este alfa supra 360 de grade și primesc secțiunea a mea. Însă nu tot timpul voi ști cât este alfa, nu? Ceea ce putem să observăm este că lungimea aceasta este egală cu perimetrul acestui cerc. Observați? Da. Bine, haideți să zicem că asta o notez cu L și perimetrul cercului, haideți să notez ca perimetrul cercului. Deci, în cazul meu, L va fi egal cu perimetrul cercului.
Cât este L acesta? Lungimea arcului de cerc. Lungimea arcului de cerc este 2. La mine R-ul este generatoarea, ori pi, ori alfa supra 360 de grade. Este egal cu, cât este lungimea unui cerc, perimetrul cercului? 2 R pi. 2 R pi. Ce pot simplifica aici? Pot simplifica 2 și pot simplifica pi, nu? Da. Da. Ceea ce mai îmi rămâne înseamnă am G ori alfa supra 360 de grade este egal cu R. Înseamnă că alfa supra 360 de grade este egal cu R pe G. Acum vedeți, am aici alfa supra 360 de grade, ceea ce nu o să știu tot timpul cât este, pot modifica cu area laterală, este egal cu G la pătrat pi, ori R supra G. Ce pot aici să simplific? Păi pot să simplific G-ul cu G la pătrat și atunci area laterală îmi este G ori pi ori R. Adică area laterală îmi este RGP. Area totală îmi este area bazei, care este R la pătrat pi, plus R, G, pi. Ce pot scoate comun la astea două? Au ambele R? Da. Da. R. Și ce mai au ambele? Pi. Pi. Pe lângă ce îmi lipsește aici ca să am R la pătrat? R pi, ori cât este R la pătrat pi? Ori R. Ori R. Plus R pi, ori cât este R pi G. G. Deci înseamnă area conului este R pe lângă R plus generatoarea. Ați înțeles? Da. Da. V-ați notat? Da. 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 Scrieți exercițiul. Desenează desfășurarea conului din figură
și calculează area. Deci acesta va fi conul meu. Trei centimetri și 7 centimetri. Ce reprezintă asta aici în desfășurare? V-am întrebat ceva? Linia aceasta. R. Deci R este egal cu 3 cm. Ce reprezintă aceasta? Generatoarea. Generatoarea care este 7 cm. Deci, concret, în cazul meu, am raza care este 7 cm și am generatoarea care, nu, raza este 3 cm. Ceea ce mi se caută mie este area. Area am spus că este RP pe lângă RG. Cât îmi este R-ul? 3. Pe lângă 3 plus 7. Este egal cu 3P ori 10 și cât este asta? 30 de pi. 30 pi centimetri pătrați. Deci area mea este 30 pi centimetri pătrați. Ați înțeles? Da. V-ați notat? Da. Mergem următorul exercițiu. Calculează area conului având raza bazei 5 cm și înălțimea 12 cm. Thank you.
trebuie să calculăm G. Exact. Deci cât va fi G? H pe G la pătrat este egal cu H la pătrat plus R la pătrat. Asta este. Este 12 la pătrat. Plus și pătrat. Haideți să scriem așa. 12 la pătrat plus 5 la pătrat. G la pătrat este? 44 plus 25. 25. G la pătrat este? 169. Și G este radical de 169. Și asta este? 13 centimetri. Area este egal cu RP pe lângă R. Area este 12π pe lângă 12 plus 24. Area este 12 ori 12 plus 24 e 36 ori pi. Asta de ce avem 24? Da, noi 13. Da, mă, 13. Și 5 pi. Area este egal cu 5π pe lângă 5 plus 13. Area este egal cu 5π ori 18. Și asta este 90 cm pătrați. Ați notat? Da. Da. Mergem următorul exercițiu. Calculează area conului. Care are raza la bază, 12 cm, iar generatoarea la bază formează un unghi de 60 de grade. Deci înseamnă aici, la bază, am 60 de grade. Aici am un unghi drept. Aici, atunci, cât voi avea? 30.
30 de grade. Deci am R, am H și am generatoarea. Deci dacă este aici 60, atunci și aici va fi 60, aici iarăși 30, deci în total va fi 60, nu? Dacă toate unghiurile sunt egale, atunci cum vor fi aceste laturi? Egale. Și triunghiul este echilateral. Triunghiul este echilateral, înseamnă că și aici încă voi avea un R. Cât o să fie atunci generatoarea? 24. Cât? 24. Bun, numai 2R. Nu? A, da. Deci generatoarea mi-este 24 de centimetri. Area mi-este RP pe lângă R plus G. Area mi-este 12 pi pe lângă 12 plus 24. Area mi-este egal cu 12 ori pi, ori 12 plus 24 este 36 și area mi-este 432 pi centimetri pătrați. Deci, ați înțeles partea asta? Da. Da. Bun, spuneți-mi când ați terminat de notat. Eu am notat. Și eu. Vedeți cât e de fain că eu nu trebuie de fiecare dată să desenez conul. Deci notați. Calculează area laterală a conului dacă generatoarea are lungimea de 11 cm iar cu axa conului formează un unghi de 45 de grade. De ce v-am adus desfășurarea asta? Ați desenat conul? Da. Da. Deci înseamnă că mine mă interesează doar... Trebuie să văd cum... Wow. Aha. Deci pe mine mă interesează area laterală. Asta aici. Deci am zis că generatoarea
îmi este 11 cm. Și mă interesează area laterală. Bine. Care este axa conului? Asta este axa conului. De ce este asta axa conului? Fiindcă triunghiul la dreptunghiul de la începutul conului când am învățat se învârtește în jurul acestei axe ca să formează conul. Ați înțeles? Da. Da. Cine n-a înțeles? Toți am înțeles. Bun. Deci am raza. Am generatoarea și aici am înălțimea, dar nu mă interesează. Deci înseamnă, spune generatoarea cu axa, înseamnă aici, formează 45 de grade. 45. Aici am 90 de grade. Dacă am aici 90 de grade, aici 45, cât o să am aici? 45 de grade. Ceea ce înseamnă că aceste două laturi îmi sunt egale, nu? Da. R și R, fiindcă sunt 45, 45. Înseamnă G la pătrat este egal cu R la pătrat plus R la pătrat, nu? G la pătrat este 2R la pătrat. R la pătrat cât este? 125. Băi, nu, haideți să terminăm asta. Este G la pătrat supra 2. R la pătrat este egal cu, mai bun, 121 supra 2. R este egal cu radical din 121 supra radical din 2. Este egal cu, cât este radical din 121? 11. 11 pe radical din 2. Nu lăsăm niciodată un număr irațional jos. Înmulțim cu radical din 2. Radical din 2 este 11 radical din 2 pe 2. Deci asta este raza. Acum am raza. Ce zici? Mă aud eu, necou? Am raza, am generatoarea. Cât este area laterală? Asta mi se cere. Este R, G, I. Este egal cu 11 radical din 2 pe 2 ori 11 ori pi. O să continui aici, că nu pot să merg mai jos. Area laterală este egal cu 11 ori 11, cât este? Radical din 2 pe 2 pi centimetri pătrați și aceasta îmi este soluția mea. Terminat de notat? Da. Da.
Bun. După masă o să vă trimit tema. Aveți ceva de întrebat? Ceva ce n-ați înțeles din partea aceasta? Nu. Nu. Deci înseamnă conul este format din baza care este cerc și secțiunea unui cerc cu unghiul la centru alfa. Asta este cum obținem formula ariei aici. Ați văzut, am folosit aria laterală. Dacă nu o țineți minte, desigur că puteți să o deduceți, formula. Aici este un caz simplu unde avem toate datele și putem calcula aria. Aici aveam nevoie de generatoare, ne-am folosit de teorema lui Pitagora să ajungem la valoarea generatoarei. Aici am avut doar raza și am avut un unghi. Ne-am dat seama că este secțiunea axială unghiul echilateral, adică toate laturile sunt egale, ceea ce înseamnă că generatoarea este dublu cât raza sau este egală cu diametrul cercului. Și ultimul exercițiu, am avut unghiul aici de 45 grade. Înseamnă că ambele laturi sunt egale. Ceea ce mai puteți avea, aici să fie 30 de grade și aici 60 de grade, atunci va însemna că înălțimea aceasta este jumate din ipotenuță. Ați înțeles? Da. Bun, cum am zis, tema mi-a primit după masă. Mâine tot la 10 sau cum vă convine? La 10. La 10. Bine, ne vedem mâine la 10. La revedere. La revedere. La revedere.